Preobiților, pentru că astăzi a fost o zi în care am stat la masa Domnului și, fără să coordonăm acest lucru, fratele pastor Adriana a ales să vorbească și în seara aceasta despre un subiect pertinent și legat de actul împărtășirii. Aș vrea să vorbesc despre răstignirea Domnului Isus Hristos. În perspectiva unui verset, cuvintele Domnului pe care îi le spune lui Nicodim. În Ioan capitolul 3, versetul 14, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Această înălțare a Domnului Isus Hristos este răstignirea lui. Șarpele a fost înălțat în pustie sub privirile tuturor pentru ca oamenii să-l vadă, pentru ca privind prin credință la acel șarpe de aramă, să fie vindecați de veninul șerpilor înfocați care îi mușcau în pustie, ca o pedeapsă din partea lui Dumnezeu pentru cârtire și pentru nemulțumirea lor față de Domnul și față de călătoria aceasta prin pustie. Ei, așa după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Și despre această înălțare, despre răstignirea Domnului Isus Hristos, aș vrea să vorbesc despre paradoxurile ei. Pentru că Domnul Isus Hristos a fost înălțat între cer și pământ, între oameni și Dumnezeu, cu un scop clar. Voi menționa câteva lucruri referitoare la răstignirea Domnului Iisus Hristos, la înălțarea aceasta pe lemnul crucii și vom înțelege valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos, a răstignirii Domnului Iisus Hristos, faptul că această lucrare trebuie să fie permanent sub privirile noastre. Apostolul Pavel spunea corintenilor, n-am vrut să știu între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Acum sunt multe biserici care au în permanență în fața ochilor oamenilor vizitează sau care frecventează acea biserică, o cruce cu imaginea unei persoane răstignită pe crucea aceea. probabil că oamenii care privesc și văd au o anumită experiență de moment. Însă, frați și surori, această imagine nu este doar pentru când venim la biserică. Și nu este pentru ochii aceștia de carne. Pentru că spunea apostolul Pavel Galatenilor că Hristos răstignit a fost pictat, zugrăvit prin credință înaintea ochilor spiritual. Nu am nimic împotriva oamenilor cu spirit creativ care încearcă să evangelizeze lumea folosind diferite metode, deși eu cred că cea mai bună metodă de evangelizare este predicarea cuvântului, rostirea cuvântului. În asta a investit Dumnezeu putere. Mergeți până la marginile pământului și propovăduiți, predicați, Rostiți, vorbiți. Uh, au existat tot felul de proiecte introduse, cum ar fi prezentarea unui film, așa după cum și l-au imaginat regizorii, producătorii până acolo încât însăși suferințele, patimile Domnului Iisus Hristos au fost reprezentate într-un mod foarte grafic, cu actori, cu pice, cu știu eu ce substanțe, ketchup, nu știu ce, dar pentru ca să impresioneze, să atingă coardele emoționale ale ființei umane. Uh. Vreau să rămân la ceea ce spune Scriptura. Metoda de evangelizare este predicarea. Și prin auzirea cuvântului se naște adevărata credință în ființa omului. Asta este calea aleasă de Dumnezeu. Săracul Pavel, săracul Petru, săracii apostoli, Săracii credincioși din primul secol, care n-au avut nici mașini, nici avioane și au dus Evanghelia până la marginile pământului, a lumii cunoscute atunci. N-au avut cinematografie, n-au avut imagini, n-au avut cruci, n-au avut statui, n-au avut nimic. Au avut ce le-a dat Dumnezeu, le-a dat gură să vorbească și pe Duhul Sfânt să lucreze. Iată de ce Apostolul Pavel spunea, convertirea voastră este rezultatul dovezilor date de Duhul Sfânt și de puterea lui Dumnezeu care lucrează. Eu mă rog din toată inima ca Dumnezeu să... Golească spiritul acesta evanghelistic de artificii și de tot felul de strategii și metode goale, și să lase o revărsare a Duhului Sfânt care să lucreze semne și minuni care să însoțească cuvântul Evangheliei. Așa a fost evangelizată lumea. Și așa poate să fie evangelizată lumea. Vorbim despre această autoritate supremă a răstignirii Domnului Isus Hristos. Înălțarea Domnului Isus Hristos pe cruce este mai întâi între păcat și neprihănire. S-a vorbit despre pericolul păcatului. Plata păcatului este moartea. Dragii mei, dacă Domnul Isus Hristos nu rezolva problema păcatului. Nu exista mântuire. Nu puteam fi mântuiți. Păcatul nu se rezolvă doar pentru că Dumnezeu l-ar face să dispară. Nu există iertare, spune Pavel în Evrei fără vărsare de sânge. Nu este iertare. Și fără iertare nu e mântuire. V-am spus de multe ori, atunci când iudeii aduceau jertfe la templu, și în fața lor era sacrificat animalul fără cusur și nevinovat. Ei păcătuiseră, nu animalele alea. Și mielul era imaginea cea mai sublimă a purității, a nevinovăției. Ce să facă un miel cuiva? Raduceau aduceau să-l sacrifice. Ideea era ca omul să privească și să fie impresionat, apropo de filme și de tot felul de strategii. Știți ce s-a întâmplat cu oamenii? în loc să fie impresionat și-au frecat palmele și au spus, e ce simplu, păi să tot păcătuiești. Că vă aduceți aminte ce spunea Pavel? Păi dacă ă, e vorba așa, avem, suntem sub har, să păcătuim ca să se înmulțească harul. Ce idee greșită! Domnul Iisus Hristos a fost înălțat la mijloc între neprihănirea lui Dumnezeu care cerea răzbunare împotriva păcatelor și între păcatele omenirii care s-au adunat zi de zi, an de an, secol de secol, mileniu după mileniu și care au îmbibat pământul în sânge, vărsat, în silnicie. Ce înseamnă silnicia? Silnicia este abuz. Este manifestarea violentă, criminală a răutății omului. Tâlhăria, hoția, toate răutățile din lumea aceasta. Dacă Hristos nu se înălța ca paravan între neprihănirea lui Dumnezeu și răutatea oamenilor, toată acea judecată care l-a zdrobit și l-a fărâmat pe El, ne-ar fi pulverizat, ne-ar fi distrus. În al doilea rând, Hristos a fost înălțat între lege care cere pedepsă. și har care oferă jertfă și iertare. De fapt, pentru că vorbim despre lege și între iudei și neamuri, între ei nu era pace. Vă aduc aminte de ceea ce spune Apostolul Pavel în Efesen, în capitolul 2, că Dumnezeu a făcut pace între cei doi, pe cei doi i-am păcat cu Dumnezeu. Cine sunt cei doi? Iudeul și grecul. Iudeii și neamurile. Care au intrare la Dumnezeu în același duh, prin trupul Domnului Isus Hristos, care a fost înălțat între lege și har, între iudei și neamuri. Legea întotdeauna identifică, demască și taxează, pedepsește. Păcatul. De ce credeți că sunt instalate radaruri pe stradă? Ne prindă atunci când depășim viteza admisă, viteza legală. Asta este legea. Acum, e foarte posibil uh, să aveți tot felul de aplicații în telefoanele dumneavoastră care vă spune, vezi că peste. Uh, 500 de fiți este un radar sau uh, scade viteză, aveți că e un polițist la colțul străzii, încercăm să ne ferim cum putem mai bine. Care e motivul pentru care avem aceste uh, aplicații? Pentru că acolo unde nu-i poliție, acolo unde nu este radar, să putem să băgăm viteză în voie, să depășim viteza legală, să mergem mai repede și să călcăm legea. Uh, ca să nu luăm amenzi, să nu ne fie pedepsite călcările de lege. Am o întrebare la dumneavoastră. În parcursul vieții noastre, credeți că este vreun loc unde ochiul lui Dumnezeu să nu poată privi? Există vreun segment al parcursului vieții tale unde Dumnezeu să spună, aici n-am pus radar, aici n-am camere de luat, vede aici nu pot vedea nimic. E un unghi mort, nu se vede din cer. Ești singur, ești acolo unde nu te vede nimeni. Ochiul lui Dumnezeu este ca para focului. Ochiul lui Dumnezeu nu numai că te vede pe tine, ochiul lui Dumnezeu vede în tine. Îți vede motivațiile, îți vede intențiile. Ochiul lui Dumnezeu vede tot. Și legea lui Dumnezeu cere pedeapsă împotriva oricărei necinstiri împotriva lui Dumnezeu. Dragii mei, orice păcat pe care îl săvârșim, mic sau mare, este o ofensă împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu nu tolerează că universul e al lui, e proprietatea lui, e creația lui. Ia du-te, te rog frumos, pe proprietatea vecinului tău și aruncă gunoi. Să vezi ce părere o să aibă. E proprietatea lui, n-ai voie. Viața ta e proprietatea lui Dumnezeu. Este creația lui Dumnezeu. Orice nelegiuire și orice păcat îl ofensează pe Dumnezeu și cere pedeapsă. Și atunci Domnul Iisus Hristos a fost înălțat nu pentru că harul lui Dumnezeu ne-a absolvit pe noi și a spus: Cum facem uneori cu copiii mai mici, mai fac o greșeală și sunt caradioși și drăgălași. Spunem, sărăcuță, a, e copil. Ce face uneori și când ajunge mai mare și cineva spune: Uite ce a făcut copilul a, e copil. e copil are 15 ani, are. 18 ani, are 90 de ani, nu mai e copil. Copil e când are 2 ani. așa justificăm noi lucrurile astea. La Dumnezeu nu încap asemenea justificări. Comiterea păcatului ne pune într-o stare de vrășmășie cu Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu cere pedeapsă, cere retribuție, cere ca onoarea lui Dumnezeu să fie satisfăcută. Și e satisfăcută prin pedeapsă. Ce a făcut harul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu a transferat consecința morții. Pentru că plata păcatului este moartea. Când Dumnezeu pe, pedepsește păcatul, pedeapsa finală a păcatului e moartea. A transferat această consecință în persoana Domnului Isus Hristos. Și dacă legea a cerut pedeapsa cu moartea, Hristos Domnul s-a oferit pe sine, spune Scriptura, asupra Lui a căzut pedeapsa care ni se cuvenea nouă. Această substituire, în loc să ne pedepsească pe noi, s-a pus în fața noastră și a luat consecința păcatului asupra Lui. Hristos s-a înălțat prin răstignire între forță și capitulare. Vedeți, orice jertfă era adusă cu forță. Avem psalmul 118 și auziți ce spune de la versetul 26. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă. Legată. Vita asta nu vine de bunăvoie. Aduce-o până la coarnele altarului. Spune cuvântul lui Dumnezeu că va fi luat prin silnicie, prin forță, prin violență, în mod criminal. O jertfă era luată fără voia ei orice animal de jerfă n-a semnat niciodată spunând că e de acord să fie adusă ca jerf. Și avea cum și dacă ar fi avut cum. Prin forță era adusă ca jerf. Și uitându-ne la viața Domnului Isus Hristos, ne aducem aminte cum a fost prins, luat, legat, dus la Pilat, dus la Ana și Caiafa, dus la Irod, dus înapoi la Pilat. Lovit, bătut, cum i s-a pus crucea în spate, cum a fost rât până la Golgota, cum a fost întins pe lemn. I-au fost ținute mâinile și au fost bătute piroanele. Spunem, a fost o jertfă adusă prin forță, prin silnicie, prin apăsare. Și din punct de vedere uman e adevărat. Dar din punctul de vedere al Domnului Isus Hristos, nu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Ioan, capitolul 10 de la versetul 17, Ioan 10 cu 17. Tatăl mă iubește, spunea Domnul Isus, pentru că îmi dau viața, îmi dau viața ca iarăși să o iau. Și acum versetul 18. Nimeni nu mi ia cu sila. Ce o dau eu de la mine, am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la tatăl meu. Porunca să-mi dau viața. Știți de conversația dintre Domnul Iisus Hristos și Pilat și când Domnul nu răspunde. Nu-i răspunde. La un moment dat Pilat spune, mie nu-mi răspunzi, cu mine nu comunici. Tu știi că am putere să-ți iau viața? Și Domnul Iisus îi răspunde, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus, n-ai avea această putere. De aceea, când au venit în grădină să-l prindă, ca să demonstreze că oamenii au exercitat această apăsare, forță de a lua și de a-l aduce ca jertfă doar pentru că le-a dat voie. s-au apropiat de el și Domnul Iisus Hristos a spus, că a întrebat, pe cine căutați a întrebat? Pe Iisus din Nazaret, le-a spus, eu sunt. V-am mai spus odată la cina Domnului, expresia eu sunt este Iahve. Și când Domnul Iisus Hristos a rostit titlul dumnezeirii sale și a spus, Yahweh, eu sunt, spune Biblia, că au căzut cu fața la pământ. Aici trebuie să subliniem și răutatea și împietrirea inimii oamenilor. Ei au venit cu o poruncă. Domnul Iisus Hristos a venit cu porunca de la Tatăl ca să-și dea viață. Ei au venit cu porunca de la preoții cei mai de seamă și de la Pilat ca să-l prindă. Acum să-mi fie cu iertare. Dacă aș fi fost față în față cu Domnul Isus Hristos, dacă ai fi fost față în față cu Domnul Isus Hristos, anum, natura umană este aceeași chiar dacă au trecut 2000 de ani de atunci. Dar stai și te gândești și fraților, nu ne putem disculpa. E inima omului ne spus de înșelătoare de desnădăștui de Gândiți-vă, să spui vrem să-L prindem pe Isus din Nazaret. Și să spună, Iahve, să cazi cu fața la pământ, să nu te mai poți ține pe picioare. Și să se repete. Și pe urmă să spună, auziți, luați-mă pe mine, dar lăsați-i pe aceștia să pleci. Și să te duci și să-l le legi. Să-i legi mâinile. Să-l turăști în fața preoților. În fața guvernatorului desfătese răutatea oamenilor. Care l-au luat prin apăsare, prin forță, dar de fapt, Hristos, în voia lui Dumnezeu, capitula, se oferea pe sine de bună voie. Asta este imaginea extraordinară a crucii. Nu un Hristos care n-a rezistat forței umane, care a fost legat, n-au putut oamenii să-l țină legat pe Samson, care avea puterea lui Dumnezeu în el. Credeți că l-ar fi putut ține pe Hristos legat? Este o cântare uh, compusă de americani. He could have called 10.000 angels to set him free and destroy the world putea să cheme legiune de îngeri, să se smulgă din cuie. Vedeți, provocarea extraordinară a răutății umane care, trecând pe lângă cruce, îi spune: Dacă ar fi Dumnezeu, s-ar mântui pe el, s-ar smulge din cuie, până și unul dintre tălhar l-a provocat, crezând că asta îi va da și lui libertatea, dacă chiar o fi Dumnezeu. Păi mântuiește-te pe tine și mântuiește -ne și pe noi. Salvează-ne. Fără să-și dea seama amărâții de oameni. Că de se salva pe el, nu ne salva pe noi. El a stat acolo pentru ca să ne salveze. Și, dragii mei, forța oamenilor, N-ar fi avut nicio putere nici să-l prindă, nici să-l răstignească, nici să-l țină pe cruce. Asta de bunăvoie a venit de bunăvoie, de dragul nostru. Răstignirea lui este între suferința și durerea fizică și amărăciunea spirituală. Și vreau să repet conceptul acesta. Deși l-am mai spus că poate l-am uitat. Am trăit ani de zile sub teama de a nu repeta aceleași lucruri. Am considerat că excelența învonală este să nu spui de două ori același lucru în biserică. Pentru că oamenii o să spună, asta am mai spus -o. Și pe urmă am dat de ceea ce spunea Pavel și am știut de mult ce spunea Pavel, dar. La un moment dat am spus, stai, domnule, că ori uităm, ori ignorăm anumite adevăruri și ele trebuie să repetate. Și am să-l repet în seara aceasta. Agonia din ghețimani, frați și surori, nu a fost agonia unui om sau Dumnezeu? Și om și Dumnezeu. 100% om și 100% Dumnezeu care a ajuns față în față cu imaginea crucii, pentru că în Ghețimani a trebuit luată decizia finală cu privire la cruce. Acolo Hristos a hotărât să facă pasul final către cruci a fost contestată această devaduca, aminte că începând cu Petru, începând cu cei care au vrut să-l facă împărat, numai cu câteva zile mai devreme, toți au conspirat împotriva crucii să-l facă pe Hristos să nu facă pasul acesta către cruci. Ghețimane a fost locul unde în mod deliberat și intențional a hotărât să meargă la cruce pentru că i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Ghețiman nu e locul unde Domnul Iisus Hristos să-și exprimă rezervele. spune, dar oare n-ar fi bine să întorc spatele crucii? Spunea Domnul Iisus Hristos, și ce voi zice? Să nu vină ceasul acesta, dar eu tocmai pentru ceasul acesta am venit. Vă dați seama că dacă Domnul Iisus Hristos nu a acceptat ceasul crucii, nega tot planul lui Dumnezeu și îl era Dumnezeu. Se nega pe sine. Nu era posibil așa ceva. Atunci, deci care e rostul agoniei din Ghețiman? Agonia din Ghețiman demonstrează, fără echivoc, fără dubiu, trei lucruri. Primul lucru, Domnul Iisus Hristos își demonstrează umanitatea. Atunci când spune, tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, o face pentru că iese în relief umanitatea lui. Ce face umanitatea față în față cu chimii? față în față cu durere, cu suferință, are o reacție, un impuls negativ, o repulsie. Și trupul Mântuitorului, pentru că mai târziu s-a spus că Hristos n-a venit în trup. Trupul Mântuitorului a simțit acel fior al morții, al durerilor și al suferințelor. Și prin faptul că a zis Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, în care erau cu ele bicele, răstignirea, suferința, sufocarea pe care a simțit-o, a pe lemnul crucii. Domnul Isus Hristos s-a declarat om. A spus, sunt om? 100% om! N-a fost o hologramă! N-a fost o nălucă! N a fost carne și oase! Și-a demonstrat umanitatea. Dar atunci când a spus, tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, a fost și o dovadă a divinității sale, pentru că din punct de vedere spiritual se încărca cu răutatea, cu crimele, cu păcatele, cu nelegiuirile oamenilor, le lua asupra lui. Vă aduc aminte, Petru care era om, dar care a fost crescut în religia iudaică, și care a știut că nu are voie să se apropie de dobitoacele interzise de cuvântul lui Dumnezeu de lege. Și atunci când a avut vedenia și s-a lăsat ca o masă înaintea lui, cu tot felul de dobitoace necurate, Petru a fost prins de repulsie și a spus, Doamne, nu pot să mănânc așa ceva. Astea sunt mâncăruri necurate, interzise de legea ta. Cu cât mai mult credeți că Dumnezeul perfect, desăvârșit, care n-are nici umbră de răutate și de rău și de păcat în el, care este într-o sfințenie strălucitoare, nu s-a înfiorat. Fața tuturor răutăților acumulate în paharul acela. Și-a dovedit acolo sfințenia, desăvârșirea, perfecțiunea și divinitatea. Iată, Domnul Isus Hristos a fost înalțat între uman și divin. Și a trebuit să sufere și ca om lovituri, cuie, durere, suferință și ca Dumnezeu, încărcarea cu toate nelegiuirile și răutățile. Ce agonie trebuie să fi fost aceasta? Acum mai este un motiv pentru care Domnul Iisus Hristos a spus Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine? Accentul căzând pe cuvintele, dacă este cu putință și pentru că n-a fost cu putință și Dumnezeu a trimis un înger să-l întărească, s-a demonstrat că nu era o altă alternativă de mântuire, de salvare pentru noi decât jertfa Domnului Iisus Hristos, că de-ar fi fost, i-ar fi ascultat Dumnezeu rugăciunii. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile prin înviere. Că spune în evrei, din pricina evlaviei lui, Dumnezeu l-a ascultat. Dar l-a ascultat prin faptul că l-a înviat din morți. Că jertfa lui a fost desăvârșită. Însă nu l-a ascultat ca să găsească o altă cale de mântuirea oamenilor decât crucea, pentru că nu exista. Bineînțeles, Domnul Iisus Hristos a stat răstignit, a stat pe lemnul crucii. Între suferință și slavă. Între suferință și slavă. Pentru slava care era pusă înainte a disprețuit rușine a disprețuit ocar, a disprețuit suferința. Și vrea să uh, citesc din Isaia capitolul 53. Pentru că aici profetul redă în modul cel mai clar și mai uh, aș zice perfect modul în care Domnul Isus Hristos s-a raportat la suferințele pe care le-a suferit pe cruce și ceea ce avea să se întâmple în viitor. Spune așa, de la versetul 10, Isaia 53 cu 10, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. De fapt, iubiți frați și surori, când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce, a fost răstignit și a stat acolo între condiția căzută a omului, pentru care a trebuit să sufere moarte, pe pedeapsă și rezultatul jertfei lui, care suntem noi. Știți ce cred? Când Hristos a fost pe cruce, a privit în viitor și ne-a văzut în ziua de astăzi, în 6 octombrie 2024, la adresa 39-39 Stefan. ne-a văzut aici în locul acesta rodul suferințelor sale mărit să fie numele Domnului te-a văzut într-un baptistier sau într-un râu acolo unde ai încheiat legământ cu el și ai acceptat ca jertfa Domnului Isus Hristos să fie mântuitoare pentru sufletul și pentru viața ta te-a văzut cântând te-a văzut lăudându-L, te-a văzut rugându-Te, te-a văzut cercetând Scripturile, te-a văzut ascultând Evanghelia, a văzut pe cruce. N-a văzut doar răutatea iudeilor, a marilor preoți, a fariseilor. N-a văzut doar insultele trecătorilor, n-a văzut doar insensibilitatea român. Le-a văzut, dar a văzut rodul muncii sufletului lui. Asta este crucea Domnului Iisus Hristos. Și, dragii mei, ori de câte ori ne gândim la Domnul Iisus Hristos și la El răstignit, trebuie să personalizăm această experiență. Gândește-te la tine însuți, pentru că Domnul Iisus Hristos a murit pentru tine, a murit de dragul tău, a plătit presul pentru mântuirea ta, s-a jertfit pentru tine. Și acum unde e locul tău? Unde e locul tău? Locul tău este în Hristos. Acolo în Hristos, răstignind omul cel vechi, cu poftele și patimile lui, Acolo un Hristos, ieșind afară din tabără și suferind împreună cu El, de dragul Lui, dacă trebuie, spunea Pavel, suferim suferințele Domnului Iisus Hristos. Trecem și noi prin aceeași soartă cu a Lui în lumea aceasta. Și va veni ziua în care va trebui să experimentezi răstignirea Lui Hristos. Să fi făcut o priveliște. Dar până atunci, Cuvântul Domnului spune în Roman, capitolul 12, versetul 1. Roman 12, cu 1. Vândem, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Ne vom ruga în seara aceasta, pentru atitudinea noastră de creștini, de adevărați creștini, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Vedeți, de multe ori și pe noi trebuie să ne lege cineva cu funii și să ne târască. Dacă suntem copii, poate părinții, poate pe unii soți, soțiile, poate pe unele soții, soții, nu știu cine, trebuie să te târască, poate ți-e rușine Însă cuvântul lui Dumnezeu, afișat din nou, Romani 12 cu 1, spune că nici măcar Dumnezeu nu trebuie să ne tragă și să ne trască și să ne forțeze și să ne împingă. Ce atitudinea adevăratului creștin care înțelege răstignirea, care înțelege jertfa Mântuitorului, se aduce pe el însuși ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. În felul acesta îndeplinește o slujbă duhovnicească, ne ridicăm în picioare. Și venim înaintea Domnului în rugăciune, frați și surori, când vom închide ochii în momentele următoare, haideți să lăsăm pe Duhul Sfânt, prin credință, să zugrăvească înaintea noastră imaginea aceasta a crucii, a ceea ce Hristos Domnul a făcut pentru noi, pentru mântuirea noastră. Și nouă ni se cere prea puțin doar să umblăm pe urmele lui, să umblăm în binecuvântarea, în rodul suferințelor lui. Haideți, dar, să ne însușim această imagine minunată și, la rândul nostru, să ne aducem pe noi ca jertfe înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toții.